Neața bună, desculți pe munte, într-o nouă ediție. De data aceasta tocmai m-a lăsat trenul într-o hartă. Harta din... După cum vedeți, o grămadă de persoane au coborât pe aici. Harta din Timișul de sus, pardon, Timișul de jos. Abia acolo e, se vede un semn. Harta Timișul de jos. Timișul de sus este înspre București, Timișul de jos este înspre Brașov. I-am propus așadar pentru ziua de astăzi un traseu pe Piatra Mare, să vedem cum va fi. N-am mai ajuns de mult pe aici. Și singura mare grijă care trebuie avut în vedere este traversarea DN-ului, pentru că nu sunt treceri de pietoni și atunci mașinile vin cât de cât cu viteză și trebuie avut un pic de grijă pe aici. După cum se poate vedea, oamenii merg ori pe stânga, ori pe dreapta, pe marginea șoselei, până la intrarea pe traseu, care este în dâmbul Morii. Și vreau să spun că după aproximativ un sfert de oră de mers pe jos, pe lângă drum, am ajuns și la intrarea aproximativă pe traseu. Ne întâmpină un marcaj. Un marcaj cam șters, dar care abia se distinge canionul și spre cabana Piatra Mare. Mai scrie și în engleză, 3 ore jumate pe banda galbenă. Așadar, nimic nu s-a schimbat pe aici. Abia se mai distinge cabana dâmbul Morii, probabil. După cum vedeți, cabana este în dărăpânătură. Ultima dată când am venit pe aici, acum, nu știu, 4-5 ani, mai știu exact, era la fel. Nu s-a schimbat absolut nimic de când a fost ea abandonată sau cine știe ce s-a întâmplat cu ea. S-a dat faliment, neavând clienți, deși o grămadă de turiști sunt pe aici, care se duc să, în special mai mult pentru canion, canionul 7 scări. Să văd dacă reușesc. Dacă e coadă mare, nu cred că am să intru prin el, pentru că pierd timpul. Și uite și un cuțulac care cască. Și vreau să spun că mi-am propus să merg până pe Piatra Mare, iar apoi coborârea spre Predeal datorită trenurilor, pentru că fiind halte aici, la Timișul de sus și de jos, oprește un singur tip de tren, și anume cel de la CFR, și e un pic riscant să-l pierzi. Și totuși s-a schimbat ceva pe aici, și anume șoseaua cu trotuarele și, bineînțeles, au mai apărut locuri de parcare. Așadar, iarăși, destul de aglomerat. Și în acest weekend. Oamenii mai vin și cu caravana. Mai fac aici excursii. Iarăși, un mod de a își petrece vacanța. Și un stil destul de nomad. Stai, te plimbi cu caravana, foarte frumos. O să faci Europa în ea. Și cineva care vrea să inspire aer de trabuc la munte. Drum autoforestier și foaia, 1,5 km. Accesul public interzis. Ok, foarte frumos. Aici se pare că cineva... Am în față un grup... cu ghid. Iar aici am dita mai indicatorul, canionul 7 scări, spre canionul 7 scări o oră și Piatra Mare 3 ore și un sfert, așadar am mai înaintat un sfert de oră de la indicatorul anterior.
Sunt maghiarii care au venit la canionul. 7 scări. Am ajuns și la prima barieră care e, zice să nu blocăm accesul. Iar aici mai scrie spre peștera de gheață prin șirul stâncilor 2 ore și un sfert. Peștera de gheață, ok. Am mai întâlnit o peșteră de gheață, dar e prin Apiuseni. Interesant că ar fi și una prin zona aceasta. Și iarăși peștera de gheață, cabana Piatra Mare, cabana Bun Loc. Aici pe punctul roșu și sus pe banda albastră, ok. Pe banda albastră văd că nu mai scrie timpii. Să vedem. Și aici, mă rog, spre banda galbenă. Avem și tariful pentru anul de grație 2023, 20 de lei de adulți și copii, 10 lei la reducere. Și traseul până la cascadele 7 scări. Aici scrie cascadele și nu canion, ok? Și cabana Bun Loc, unde era săgeata înspre bandă albastră, cu ruina fostei cabane Bun Loc, ok? Da. Ia uitați cât de lume. Nici eu nu știam, dar în stânga barierei, practic, aici se face un râu ușor care cotește frumos, băia la vale. Mai e un izvor. Mai e un izvor foarte bun. Tocmai văzusem o persoană care se alimentase cu apă. Dar să văd eu cum de iau, pentru că e cam nămălcojos. Ia uitați ce frumos e. Abia curge. Asta pentru alimentare la început de traseu. Pentru că, din câte știam eu, ar mai fi un izvor abia la cabana Piatra Mare. Și în cazul în care nu vreți să vă cărați cu apă prea mult pe tren sau mașină, aici apă proaspătă e din belșug. Și la o răscruce de drumuri avem înainte canionul 7 scări. Și tiroline pentru copii. Aha. Spre cabana Piatra Mare pe drumul familiar, 2 ore 45. Ok, deci ar mai fi o variantă pe drumul familiar. Și 2 ore, 2 ore jumate spre Piatra Mare pe aici. Drept înainte. N-am să iau pe drumul familiar, o să iau spre canion. N-am beleaua. Și cu... Aia era mașină de golf. Probabil cine știe ce o face pe aici. Și o metodă inedită de răcire a dozelor de bere. În râu, la munte, foarte frumos. În cazul în care vă era dor de vuietul apei curgătoare, vă invit să-l ascultăm împreună. Ziua de altfel s-a anunțat frumoasă, fără prea multe bătăi de cap cu ploile, deși zilele trecute a cam plouat și făceam așa, stăteam și mă gândeam că n-ar fi bine totuși să plecați sau să plec eu unul, din propria mea opinie, să plec pe un traseu cu o zi după ce a plouat. Pentru că pe traseu deja e încă nu se zvânte apa atât de repede. Deja e a doua zi după ce a plouat și practic încă se mai vede, mă rog, aici e soare, dar probabil prin pădure posibil să încă mai fie pământul umed.
pentru că ți îngreunează înaintarea și na, e risc de saluni, să, cine știe, stai să mergi prin noroaie, nu să mergi pe, pe teren uscat. Și tiroliana montată pe aici pentru copii. Trasee destul de mici, scurte. Și la închirierea pentru tiroliană mai e până la cabană, deja s-au înmulțit caburile. Avem și aici o răscuce în care ne întâmpină săgeata la stânga. Și cam așa arată și punctul de plecare, probabil. 49. Către punctul de închiriere echipamente. Acum, nu știu de ce era săgeata aia la stânga acolo, pentru că, practic, drumul acela m-a dus tot în drumul care merge pe lângă râu, așadar nu contează pe unde o luați. Avem și aici un olot de păpas, cascada cu apă vie și mai încolo o băncuță. Probabil se face acolo mica cascadă, cine știe. Ah, hai să vedem dacă toți pe aici. Pentru că se face cărarea aceasta și mulți trec pe lângă ea. Să vedem dacă într-adevăr e o cascadă sau nu. Că mie mi se pare că nu prea ar fi. E doar apă. O apă curgătoare. Câtă verdeață și pe aici. Foarte frumos. Ba da, e o cascadă. Se pare că se face aici, în dreapta. Dar mult mai sus, față de băncuța aceea și față de panoul acela. Lumea deja a început să se pozeze și un cadru cu ea fără oameni. Să vedem cum se vede. Frumos curgând. Destul de frumoasă. Avem și aici un trunchi de buștean, probabil căzut de sus. Să vedem și noastră cam câtă lume atrage cascada, mini cascada. Cascada cu apă vie. Și acum observă, uitați noastră, tiroliana aici. Ăsta e traseul. Ăsta să-l faci, deasupra cascadei, care pornește de acolo și se duce până jos. Ăsta traseul. E traseul mai scurt, dar cred că am meritat toți banii.
traseul 40. Un alt loc de popas, Luminișul Însorit. Adevărul că de asta se pupă însoritul cu vremea însorită, pentru că într-adevăr e foarte soare în această minunată zi și sper să fie așa tot timpul, să n-am probleme de ploi. De data asta banda galbenă văd că o ia mai pe sus, mai pe stânga față de Pârâu, pe unde o iau oamenii mai pe jos. Acum n-aș vrea să o mai iau prin pietrele acelea, parcă îmi place mai mult pe aici, deși se urcă un pic. Sau pe aici o fi și pentru tiroliană, cine știe, ca să ajungi la traseul de tiroliană. Traseul pe jos e destul de amenajat, pentru că au pus bărne, un podeț pe care poți să treci. Așadar, nu e o problemă pentru turiști și copii. Exact ce vă spuneam, alte puncte de plecare sau susire pentru tiroliene. Și uitați că am și o parte de un mic podeț pe sus, dar fără apă curgătoare prea mare. Iar aici mă așteaptă un mic nămol. A, dar parcă e mai frumos pe jos, printre chei. Ia uitați ce se mai pozează oamenii pe la stânci. Foarte frumos. De data asta oamenii n-au mai fost scutiți și a fost și indicat să o ia în stânga, mai pe sus, conform săgeții. Și ia uitați aici ce scară înaltă, cât bradul. Ideea e că, cine știe, probabil o fi vrut să facă tiroliană pe aici, punct de plecare, probabil. Ideea e că, momentan, nu e nimic amenajat pe aici, dar probabil vor să facă ceva cu ea. Și al doilea stâlp, a doua scară, al doilea stâlp cu scară, data asta sus sunt cabluri prinse, probabil că l-au folosit ca să ajungă sus. Și ca punct de întăritură. Și vreau să spun că la cel anterior, unde era panta, iau și incredibil, era un bondar pe cameră. La primul stâlp, fiind pantă, tocmai coborâse ceva, dar n-am apucat să-l filmez. Și vă spun că alunecase. Ceea ce vorbeam de ploile dinainte de a face traseul, pentru că, mă rog, asta este a doua zi în care n-am mai plouat. Și dar încă nu s-a zvântat foarte, foarte mult. Aici văd că sunt niște scări. Nu cine știe ce. Și după ce am urcat scările alte scări, dar de fapt aici e tiroliană. Am mai pus și pe aici pentru siguranță. Destul de marcat traseul. Destul de amenajat pentru siguranță. Am ajuns și la un punct de cotitură în stânga. Către canionul 7 scări, oră și un sfert, ok? Dar atât mai spune de aici, spre piatra mare nu mai zice nimic.
Deci o mică rectificare, acolo nu era o oră. Acum mi-am dat seama, 10-15 minute, atâta mai scria că mai avem. Și practic, na, o sfert de oră, nu e cine știe ce. Prin natură. De data asta beneficii și eu de o trecere peste Păru, pe Pădeț, frumos, ca tot turistul. Bă, vă să spun că e un soare, foarte multă lume este la mânecă scurtă, poate să facă insolație, așadar e bine să te dai cu cremă. Pe aici cine suportă crema, eu unul nu prea suport, așa că mi-am luat o bluză mai cu mânecă lungă. Am ajuns și la indicatorul Caban la 7 scări. Și un scar, asta e aici frumos. Păi aici ar trebui să fie probabil locul de început. Și foarte important aici, uitați interdicții. Se interzice accesul în canion persoanelor minore fără însoțitor, mă rog, și sub 14 ani fără echipament de siguranță sau fără echipament adecvat la selul montane. Ghete, bocan și jacheta. Și am luat și brățara magică, valoare de 20 de lei. Vreau să spun că aici uite, iarăși altă mașină. Mă rog, nu știu dacă este de... Nu cred că sunt de golf, dar cine știe. Vreau să spun că nici eu nu știam, dar ghizi, așadar pentru cei care vin cu grupuri, ghizi turistici nu au intrarea gratuită atunci când vin cu grupuri. Foarte important de știut, aviz grupurilor cu turiști. Ceea ce nu prea înțeleg de ce, dar în fine, probabil că sunt privați sau cine știe. Spre drumul familiar prin prăpăstia Ursului 56 de minute. Și spre drumul național 56 de minute, adică o oră înapoi. Și spre canionul 7 scări, ne mai întâmpin aici o săgeată 5 minute înainte. Am prins și pe cineva care tocmai se dădea cu pe tiroliană. Au ceva clienți, foarte frumos. Loc de popas canionul 7 scări. Foarte frumos. Vii, filmezi copilul, cum se dă. Dar v-am spus, acolo la punctul 40, acolo e fain să te dai. Spre canion, 2-3 minute pe aceste scări. Și la capătul scărilor, ia uitați-se frumusețe aici de horn. Se face aici, sau de fileu, chei. Nu știu cum să-i spun. Practic ar veni un horn dacă ai pornit de jos. Dar jos, ia că tot o iau pe aici, dacă tot sunt. Vreau să spun că numai șervețele găsești pe aici. Altceva. Și ajungi la râu. De fapt, cred că o să iau pe jos. Dacă tot sunt pe aici și o să ocolesc asta. Cred că ar merge. Da, merge. Asta ca să nu zic că n-am trecut pe acolo. Da, și am rămas un pic surprins, adică ghizii n-au gratuitate atunci când vin cu turiști, mi se pare aiurea. Că totuși e un obiectiv turistic. Acum numai dacă ar fi privați, dar totuși e un canion, la fel cum ar fi Valea lui Stan. Valea lui Stan nu dai niciun ban. Și totuși e amenajat, sau în cheile Orzei, care le-am filmat, la Scropașa, nu dai niciun ban, frate, acolo. Bine, acolo nu mai e amenajat, dar... Iar aici... Na, să fie privați, adică practic au pus monopol pe...
este un monument al naturii, ca să zic așa. Ceea ce nu prea mi se pare normal. Na, că am ajuns și aici. În cazul în care nu doriți prin canion, mai e un alt traseu care ocolește canionul și ajunge sus. Dar pentru că n-am mai... Sincer, n-am mai fost pe aici, pentru că de fiecare dată era coadă și l-am ocolit. Acum văd că n-a fost coadă. Totuși e ceva lume, dar nu ar trebui să fie... să se aștepte foarte mult. Și dacă tot îl filmez, am zis că poate merită bănuții. Și am intrat și în canion. Cam așa se vede priveliștea de jos în sus. Am ajuns și la treia scară, cea mai lungă, și ce ar mai fi încă 4. Și am ajuns și sus la a treia scară, practic, de-aia se spune canionul 7 scări, pentru că sunt 7 scări de urcat. Asta a fost cea mai lungă. Și... Da, oamenii se mai chinuie cu copilul, da, asta e. Aviz amatorilor care vin cu copiii. Da, ce pot să spun? Momentan nu mi se pare nimic știe ce... Da, 20 de lei, 7 scări, 20 de minute, că l-am întrebat pe... Mai sunt niște băieți, în special aici, la scara mare, care supervizează locul. Da, ce pot să spun? Fiecare cum consideră. Nu vreau să zic alte chestii, doar... exemplific ce am văzut. Posibil asta să fie a patra scară, care e mai mică. Cine știe. Acum, făcând un calcul, ar veni, cât nu știu, să zici că ai 500 de persoane care vin pe zi, sau 1000, 1000 la 20 de lei ar veni 20.000 de lei pe zi. Acum, ce drept, e sezonieră această afacere, pentru că este doar în cursul anul timpului frumos. Iarna, practic, ar trebui să fie gratuit pe aici. Deci, am mai auzit persoane care vin pe aici iarna, pentru că gheața, trebuie să fie gheață pe aici. Și... să vii la escaladat. Acum, fiind curgătoare apa, na, cine știe cât de mult îngheață. Probabil aceasta ar fi a 5-a scară.
Ia să încerc eu să filmez în timp ce sigur pe apul un film mai lejer pe aici. Ați văzut copilul abia se chinuia să urce cu tatăl său. L-am ajutat și eu pe ultima 100 de metri, pentru că aici, bine, aici eu zicem că ar fi ok, dar sus nu era bară de susținere pentru cel mic, abia se ținea de... abia ajungea la ea și a trebuit să-l ajut copii să-l trag. Da, canionul e destul de amenajat. Va trebui să cobor acum scările. Probabil scara asta nu se pune la socotit, dacă trebuie să cobori. Urmează așadar a șasea scară. Ia să văd eu dacă reușesc să... Wow! Cât de vitare! Să nu zic că nu m-am îmbăiat un pic în canion. Probabil urmează și a șaptea scară, sper să fi numărat corect. Scările astea mici de 3-4 trepte nu se pun, pentru că așa e regula. Să vedem dacă mai e ceva, da, nu mai e. Și cam astea au fost scările 7. Să vedem dacă o să mai fie și altele. Orică lumea pe aici mai admiră, mai se plimbă. Face poze, că de-aia a dat 20 de lei să se plimbe prin canion. Foarte mulți copaci pe aici căzuți, de la viitură. Alți copaci căzuți aici. Avem și... de la scări am trecut la podețe. Mini podețe, așa e frumos, vedem cum traversăm pe aici. Și cam asta a fost canion. 7 scări, 7 trepte. Acum să văd cum ajung eu la cabana Piatra Mare, încă o oră jumate, două ore. Aici mai e un marcaj cu punctul roșu, folosiți traseul de ocolire în cazul în care vrei să ajungi jos, dar pe mine nu mă interesează să cobor, pe mine mă interesează să urc. Pe aici au pus gard pentru a stabili sau pentru a opri buștenii luați de viitură.
pentru a nu intra în canion și oamenii s-au cam speriat zicând că pe unde coborăm, pentru că nu vedeau o cale de ieșire, deși aici scrie canion, traseu de ocolire a canionului 7 scări, 25-30 de minute. Așadar, ne aplicăm și noi frumușel pe sub aceste lanțuri ca să înaintăm. Și observ eu aici pe acest copac un triunghi albastru care zice prin hai să vedem ce zice pe aici, prin prăpăstia urșilor la cota 1200, ok, nu prea mă interesează. Și traseu de ocolire canion 7 scări pe punctul roșu. Și ar trebui să merg pe banda galbenă, pentru că prin prăpăstiile urșilor nu ar trebui să o iau, pentru că n-aș vrea să mă întâlnesc cu ursul. Nu prea... aș vrea să dau nasul nas cu el. Așadar o să iau pe banda galbenă. Banda galbenă care momentan este pe același traseu ca și punctul roșu, așadar este traseu comun. Și cam asta a fost canionul acum, na, pentru cei care n-au mai fost, deși sunt puțin, e puțină lume care n-a fost pe aici, la ce cost sunt în fiecare weekend. Na, puteți să vă dați cu părerea. Am ajuns și la indicatorul care scrie clar acum către punctul de ocolire, 15-20 de minute, spre cabana canion 7 scări, în dreapta. Avem și săgeată, însă cu piu cu vai am văzut în depărtare banda galbenă pe acel stâlp, pentru că m-am uitat pe artă și am văzut că ea merge înainte și practic pe ea trebuie să o urmez. Așadar lăsăm turiștii să se întoarcă la cabana 7 scări și eu voi porni către cabana Piatra Mare și vârful Piatra Mare. Se văd și niște afluenți. Ia uitați și frumos se văd și roaiele de apă. Afluența-i râului are ceva debit, ce pot să spun. Ați văzut cum a fost. Și orice experiență, măcar o dată în viață, merită trăită. Și în dreptul marcajului aici, nu departe de acele șiroaie de apă, ia uitați și frumos podeț natural. O să spun că m-am bucat pe el, dar nu descurs, pentru că să nu fac vreo prostie pe aici. Așa am venit să mă relaxez, nu să fac echilibristică pe acest minunat buștean. Dar vreau să spun că ar merita traversată chestia asta. Dar nu vreau să mă dau cocoș acum, pentru că nu e cazul. Doar am exemplificat un pic cam ce ar putea fi făcut pe acolo. A fost și un film, nu știu dacă l-ați văzut, în New York, când au fost cele două turnuri gemene, World Trade Center, înainte să fie atentatul din 2001, dacă mă înșel.
A fost un film bazat pe o poveste reală în care un echilibrist, nu știu cum, au o denumire specială cei care merg pe frânghii, într-un exces de zel, într-o noapte a pus cu ajutorul câtorva prieteni, au pus de o demonstrație în forță și au legat cele două turnuri de între ele și de dimineață s-a urcat frumușel băiatul pe el, pe frânghie și l-a traversat. Așadar, există un record în sensul ăsta foarte, foarte tare om, adică, da, la ce înălțime aveau ele să mergi de unul singur, știi, s-a mai și pus pe de-a latul pe ele, dacă nu mă înșel, nu știu, făcea, stătea într-un picior, deci omul parcă plutea. Și referitor la bușteanul ăsta mare, asta e nimica toată față de o frânghie care are de sârmă, care are, mă rog, de metal întinsă bine ca la tiroliană, ceva de genul acela, din aia folosit. Și omul a intrat în Guinness Book. Bineînțeles că a fost arestat, dar ce, pentru o zi i-a dat drumul imediat. Ce să-i facă? Și am ajuns și la traseul de ocolire a canionului. Traseul ocolire a canionului 7 scări. Nu mai scrie aici. Pe punctul roșu, se vede acolo. Pe cei doi copaci, văcare și o săgeată. Am amendat pe unul dintre ei, dar n-am să mă întorc. Am să iau drept înainte. Și văd că aici mă întâmpină și o oră jumate spre cabana Piatra Mare. Încă o oră jumate până la cabană doar. Wow. Și mai faci încă o jumătate de oră, probabil, de la cabană la vârf. E aproape, e trecut de miezul zilei, vreau să spun. Prin canion, ce pot să spun, am să tot fac referire la el. 20 de minute, 20 de lei, 1 leu minutul, 7 scări și ai canionul, v-am spus. Valea Rusan, jos pălăria, de 10 ori mai faină și gratuită. Cam asta ar fi comentariul meu legat de chestia asta și sper să nu mai comentez prea mult, probabil să nu vă supărați. Dar, na, asta e oful meu. Ia uitați câte verdeață pe aici. Asta îmi place mie la pădurile noastre, verdeață. Mult, mult, mult verde. Verde, păsări cântătoare, asta e frumos la noi. Stai să te duci prin deșert, pe la greci, pe la turci, stai să le dai banii. Hai să zici că merită, tot așa, ca experiență de viață, să vizitezi Istanbul, să vizitezi, mergi pe, la greci merită să te duci pe Olimp, să vezi Atena. Bine, și insulele, dar insulele, nu știu, parcă sunt cu pietriș, nu știu, sunt foarte puține insule, să zic, care au, să zic, nisip. Fain. Te duci la mare, stai să pui, să stai pe nisip, pe pietre. Îți place să ai nisip, ca în delta la noi. Ați văzut ce frumos e la noi, pe litoral. Și la bulgari la fel. Și la turci. Și la croați. Da, nu știu, la greci mai puțin. Desigur, mai sunt și sprinteri care merg pe aici. Și vreau să vă mai arăt, cred că am ajuns la izvorul, sper să nu mă înșel, izvorul canionului. Exact aici e, că nu se mai vede, sau posibil să mai fie și pe acolo.
Dar pe aici sigur e izvor care șiruiește și duce în jos. Traseul a început să fie mai cu pietre. Se vede din imagini, dar accesibil. Bețe, dacă aveți nevoie, e bine să le luați. Pietrele astea, iarăși, pe timp de ploaie, umezeală, iarăși, risc de alunecare. Dar e ok. Spre cabana Piatra Mare, o oră și un sfert. Înainte pe cărare. Acum am spus, a început să fie ceva pietre pe aici. Nu știu, în scări, în nescări. Dar când e umed pe aici e mai rău, pentru că vi să aruneci, dar asta e viața. Să văd pe unde eu pe aici. Dacă mai face o potecă încolo. Și cred că am să iau posibil pe acolo să ajung sus. Bineînțeles că traseul nu era pe aici, prin dreapta, ci abia pe acolo se vede banda galbenă. Nici prin stânga, dar dacă duce în același punct, e ok. Posibil să fie un pic mai de urcuș pe aici, mai anevoios. Acum spuneți-mi și mie, sunt două marcaje aici de bandă galbenă și mai sunt încă două marcaje de bandă galbenă pe acea stâncă. Spuneți-mi și mie pe unde e traseul. Asta că veni vorba de review traseu și marcaje. Ia uitați cum au crescut copacii pe stâncă. De altfel, mulți copaci pe aici căzuți, ați văzut pe canion cum au pus acolo un fel de plasă ca să mai oprească căderea lor în canion, pentru că dacă ar cădea copaci în canion, bușteni, practic nu ai mai putea să o înaintezi. Blochează scările și cine știe ce se mai poate întâmpla. Cum de altfel s-a mai întâmplat prin alte canioane. Uitați ce ziceam de noroaie. Și acum, câte e? Deci, asta e a doua zi în care n-a plouat. Și încă e noroi pe aici și pe aici nu curge niciun râu. Așadar, de asta zic. E bine să așteptați o zi, două, o zi, hai. Să se zinte un pic pământul. Altfel, chiar dacă zicea că a trecut pe aia că nu mai plouă, ajungi pe traseu și vezi că e numai noroi. Traseul, văd, apropo de traseu, văd că a început să urce mai mult. Din ce în ce mai abrupt. Vorba bine abrupt, e pantă, ok, normală, dar... Da, acum depinde de antrenamentul fiecăruia. L-ați văzut pe băiatul de dinainte, alerga, sprint făcea. Am ajuns și la o porțiune în care ar putea fi un pic înșelătoare, în sensul că e marcaj acolo pe stâncă, aici se îndeamnă un pic să o iei pe stâncă și ar mai fi aici o cărare în jos. Așadar ar trebui să o luați în jos și nu pe stâncă, chiar dacă pare că mergeți prin albia râului, decât să o las pe stâncă pe acolo și să mai alunecați. Ia uitați ce interesant și-a scos copacul ăsta rădăcinile, probabil.
să mai să te îmbrățișeze. Deci care are două picioare și stă, sau un om care are două picioare și stă, ia uitați, e incredibil. Cât de tare. Wow. Din unghiul ăsta chiar arată așa. Cât de tare. Văd că traseul a revenit din nou la rădăcini de copaci. Încă mai e ceva de mers. Foarte important, am ajuns la un fel de răscruce. Și e bine de știut, aici în dreptul unei stânci. Nu știu cum să aveți în vedere chestia asta, dacă ați mai fost pe traseu. Există tendința de a o lua în stânga, pe lângă acel perete. Pentru că aici vreau să spun că nu mai este marcaj, nu se vede. Ori a fost pe acel copac care a căzut jos, nu se știe. Dar așa, din experiență, e bine să te iei pe unde e poteca mai bătătorită, și anume prin dreapta. Și a fost cineva înainte și într-adevăr e marcaj mai sus. Problema e că nu se vede de aici, din acest punct, astfel încât să o iei, să o iei în dreapta. Așadar, aviz celor care se ocupă de marcaje, puneți fraților marcaje cum trebuie. Să nu ia turiștii pe bâșbâitele. Abia din unghiul ăsta se vede pe acel copac banda galbenă. În schimb, pe unde am venit, absolut deloc. Deci, nu știu, trebuia să pun unde este scrijelit copacul acela, acolo trebuie făcut în dreapta lui. Și nu mers pe lângă stâncă. Probabil merge și pe lângă stâncă și ajunge sus. Văd că se mai vede o săgeată pe acolo. Și un pic mai sus, iarăși altă bolovan, altă stâncă, dar măcar aici sunt întâmpinat de săgeată. La fel, chiar ar fi indicată una mai jos, în dreptul bifurcației respective. Am mai înaintat un pic și am ajuns la acest indicator, care spune spre cabana Piatră Mare, nu 0-25 de minute, ci 20-25 de minute. Uite, așa nu ați venit opus. Dar în fine, nu mai zic nimic. Vedeți și noastră. Și mă rog, la întoarcere, oră 45, spre Dâmbul Morii. Da, traseul s-a mai deschis un pic și e plin cu rădăcinoase. Așadar, mai puține pietre. Au fost pietre cam pe la jumătatea traseului. Și acum, iarăși, a revenit la o pădure, plimbare prin pădure. Și de unde am venit? Mă întind până aici o săgeată la dreapta. Probabil se șerpește un pic drumul. Ia pe aici. Și pe aceea, probabil, face din nou la stânga pentru că mai văd niște persoane pe sus. Și la un moment dat văzusem o veveriță. Ia uitați-o cum sare. Nu știu dacă ați văzut-o. Ia uitați-o. Destul de măricică. Poate am pierdut o masă, văd dacă o mai prind. În fine, o veveriță e pentru copii. Pentru cei mari sunt urși, urși, vulpi și alte cele. Și de unde am venit, tendința era să iau în stânga, se vede aici o mică cărare, dar nu e, că văzuse niște persoane mai pe sus, nu e, tendința era greșită, ci drumul cutește în dreapta. Abia uitați unde e banda galbenă, nu știu, ascunsă, nu știu cum au reușit să o pun acolo, printre copaci, de nu se vede, sau a crescut bradul între timp, pe copacul respectiv, mai degrabă așa s-a întâmplat, de când era mort. Vă dați seama de când e marcajul pe copacul ăla de a crescut bradul în fața lui. De nu se mai vede marcajul. Probabil persoanele care erau pe sus au venit pe drumul familiar. Altfel, altă explicație nu văd. Pentru că mai văzusem unele persoane în dreptul veveriței și de aia
Am avut impresia că se șerpuia traseul, dar nu. Așa că mai am puțin și ajung în golul alpin. Deja se deschide dintr-o dată peisajul. Nu mai bate așa de tare soarele ca la început de dimineață. Ia uitați, oamenii, exact ce vă spuneam. Și mă bucur că nu mai bate așa tare, pentru că era prea zăpușeală de dobora. Iar în dreptul marcajului aici, nu știam ce să filmez. Ia uitați ce inimă frumoasă. Văzută de sus, arată chiar ca o inimă. Așadar, un alt semn că natura ne iubește. Ia uitați ce privește frumos asupra Brașovului. Exact ce vă spuneam, oamenii au venit pe banda roșie, pe alt traseu. Acum se întorc. Și alte persoane care culeg Cimbrișor. Cimbrișor. Cimbrișor, Cimbrișor. Aici alt izvor. Bine că pentru realimentare, înainte de vârf. Izvorul de la cabană, bine, eu știam unul și în pădure, dar e ok și ăsta de aici. Și să vedem ce indicatoare mai sunt pe aici, pe banda roșie, dacă e drumul familiar sau e altul. Am ajuns așadar după 20 de minute, probabil, la cabana Piatra Mare. Spre Dâmbu Mori, prin canionul 7 scări, 2 ore jumate, 3 ore, pe banda galbenă. Spre cabana militară, nu știu cum, să cele, traseu de grădură pe cruce roșie, dificil iarna, ok. Spre municipiul Săcele, pe valea Găruinului, 4-5 ore pe triunghiul galben, traseu închis iarna, ok. Așa, da, deci pe banda roșie, drumul familiar, 2 ore jumate, deci un pic mai scurt, să înțeleg. Spre peștera de gheață, iarăși 1 ore jumate. Mă rog, și bun loc să cele 4-5 ore. Și spre vârful Piatra Mare, ce mă interesează și pe mine, dificil iarna, dar nu mai scrie timpul. Spre Susai, n-am treabă cu Susaia. Predeal, ba da, am treabă cu Predealul, că după Piatra Mare aș vrea să ajung în Predeal, pe Cruce Roșie. Așadar, voi urma banda roșie și crucea roșie. Asta e posibil un marcaj mai recent, un stâlp mai recent. Acolo iarăși o ruină, nu știu exact, probabil fosta cabană, Piatra Mare, care cine știe ce s-o veni de băbea. Și dacă acolo era noul indicator, aici o fi vechiul indicator, arată mai șubred, mai vechi, mai din lemn. Aceleași, dar parcă mult mai frumos scris și mult mai, uite și marcajul către izvor. Ia, spune o oră, deci uite, măcar aici scrie vârful Piatra Mare, oră, uite, e mai bun indicatorul ăsta. Mai e și în germană sau în maghiară scris pe sus. Aici un cuțulac care e nervos. Acolo probabil un refugiu sau cine știe ce vor să facă.
poate să fie și pentru salvamont. Dar mă duc spre Piatra Mare. Se vede mai bine de sus. Latră câinele cică din cauza ursului. S-ar mai auzi niște câini înspre izvor. Foarte frumos amenajată cabana. Ia să vedem ce mai indică pe aici. Aproape 753 de milimetri culoane de mercur. 20 ceva de grade și 60% umiditate. Ok? Iar aici pe culoar au deschis făcută fereastră înainte să intra înăuntru. Care avem prețurile. Și cazare. Cam așa arată drumul până la izvor și cam așa arată și izvorul, nu cine știe ce. Posibil să fi fost ursul pe aici, să fi venit să bea apă. N-ai de unde să știi. Iar câinii să fi venit să fi lătrat, ideea e că nu prea ok că e ursul prin preajmă, pentru că nu se știe ce traseu are. Și n-aș vrea să mă întâlnesc cu el pe traseu. Am lăsat izvorul în urmă, am lăsat și cabana în urmă, ia uite și iaz de captare are aici, panou solar frumos. Priveliște e frumoasă, banda rușii mă așteaptă. Văd că s-au strâns ceva nori pe sus, dar au căzut în partea aceea unde e norul ăla mai gri. Câțiva stropi, dar stropi înseamnă stropi, nu ploaie. Așadar, nu fac griji momentan. Nici la meteo nu s-a anunțat ploaie, așa că sper eu să nu plouă torențial și cu fulgere și alte cele. Și bineînțeles, ursul care e bine să le eviți. Am ajuns și la o bifurcație, una înainte și una la stânga, care ar trebui să fie înspre stânga pe triunghiul albastru și cruce roșie spre Renția, Sosai și Cioplea, predeal. Piatra Mare, în ruinele cabanei Piatra Mare, 10-20 de minute, deci chiar acelea erau ruinele cabanei, și vârful Piatra Mare, 3x4 ore, adică 45 de minute. Așadar, încolo se vede triunghiul albastru, înspre Sosai, eventual. Și înainte, înspre vârf. Traseul a revenit din nou la Grohotiș. Mă întâmplă aici niște benzi. Să fie cât de multe vor ei să pună pe stâncă să se vadă frumos. Și discutam cu niște doamne care au coborât de sus, le-am întrebat de urs și mi-ar fi spus, vezi doamne, că ar fi traversat traseul și s-ar fi dus în jos și s-ar fi văzut niște excremente pe traseu, proaspăt. Acum, na. Asta s-a întâmplat un pic mai jos față de unde sunt eu acum. Dacă au luat-o în jos ursul, eu sunt mulțumit, eu i-am sus. Problema e că o să cobor înspre pedeal și iarăși înspre pedeal au mai fost cazuri în care ursul a intrat prin curțile oamenilor. Așadar nu-i de joacă.
Vreau să spun că traseul seamănă foarte mult cu traseele de prin Piatra Craiului. Și pe acolo sunt... E grohotiș așa cum e pe aici. Ia uite ce pietriș pe jos. Cu peretele alături. Foarte fain. Și brazii iarăși alături. Într-o altă parte. Unii pe stânga, alții pe dreapta. Uite așa se joacă fata. Exact ce vă spuneam, ca în Piatra Craiului. Ia uite ce frumusețe de pietre pe aici. Eu trebuie să fiu atent și pe unde calc și să filmez pe aici. Ca semne văd că a rămas în continuare banda albastră. Deși... Banda albastră, cruce și banda. Ok. Banda roșie. Greu la deal. Greu la deal, ușor la vale. Uite, cum ursul ia bătaie, ca să fac și rimă. Numai că fete n-am pe lângă mine să joc, așa că nu se aplică și ursul, iarăși sper să nu îl iau la bătaie, așadar nu o să se aplice nici aia. Parcă ar fi Piatra Singuratică pe aici. O Piatră Singuratică, ia uitați. Numai că sunt în masivul Piatra Mare. Vârful Piatra Mare, o jumătate de oră. Și spre cabana Piatra Mare, 23 de minute, mă rog, aia e altceva. Ia uitați ce privește frumos. Hai să mergi încolo, dacă tot e cărare și văd că oamenii au venit aici cu și-au făcut grătare. Ia uitați ce foc de tabără. Două focuri. Unul nu-i de ajuns, să fie două. Frumos. Unul stânga, unul în dreapta. Unul pentru domn și altul pentru domnișoare. O, ce frumos a deschis aici peisajul. Ce frumos a deschis peisajul. Asta da punct de vedere. Foarte frumos. Da. Ultima urcare mai anevoiasă către vârful Piatra Mare. O porțiune cu mult pietriș. A urcare e mai ușor, ca de obicei, decât la coborâre. Numai că traseul vă că șerpuiește și ar trebui să ajungă undeva sus pe acolo. Și dacă ne uităm în spate, acum cât e vremea bună, vreau să spun că se vede ciucașul în depărtare, acel țuguiat. Acolo este ciucașul. Și uitați cum s-a deschis peisajul foarte frumos. După ce am urcat acel grohătiș. Ce vreme minunată, minunată, nici nu am cuvinte să spun. Fără pic de vânt, e incredibil. Abia acolo trebuie să ajung. Încă un sfert de oră, probabil, sau 10 minute, cine știe. Și uite așa frumoasă cum se luminează pajiștea, mai sunt umbre, un peisaj de bazm. Un peisaj de bazm.
Și Brașov, în depărtare, soare pe el. Foarte multă lume vine pe la Piatra Mare, ajunge pe vârf și se întoarce pe același traseu. Eu totuși aș vrea să ajung în predeal. M-au cam avertizat unele persoane cum că ar fi urși. Ia uitați ce cadru. Seamănă cu un sistem de operare. Am fac reclamă că nu-mi place de el. Numai erori cu ecran albastru, da. Da. Și de unde am venit? Am ajuns și la indicatorul care spune spre vârful Piatra Mare, 1844 de metri. De data asta am mai crescut Piatra Mare cu un metru. Cine știe care a fi treaba. Aici ar mai fi ceva, dar nu prea mai se distinge ce scrie. Dacă reușiți dumneavoastră, e perfect. Că posibil să fi fost spre predeal indicator, ceea ce mă interesează și pe mine. Ce vreme frumoasă! Și pentru că nu mai am mult de mers până pe vârf și este foarte multă iarbă pe aici, probabil pe aici cineva a avut o cină copioasă, m-am hotărât să merg iarăși desculț pe munte. Desculț pe munte. Îmi place cum sună asta, desculț pe munte. Mergi desculț pe munte. Bine, mergi desculț, eu merg desculț cam pe unde se poate. Sunt unii care merg mult mai mult. Ia. Merg mult mai mult, mult mai dificil, adică sunt unii chiar înfocați și pe pietriș și pe mai multe chestii. Eu mă rezum momentan numai pe iarbă, ceva mai moale. Tocmai au trecut doi turiști și le-am spus bună ziua, nu? Cum e și cântecul descurs pe munte. Și cam asta e, îmi place vremea, îmi place că nu bate soarele să te omoare. Hei, ce priveliște frumoasă asupra Bucegilor. Se vede și crucea de... Greșesc. A trebuit să fie releu de pe care m-am... Tocmai intrase în releu de pe care m-am... Ia uite, releu de la Coștila. Se vede așa un ceva vertical. Acolo ar trebui să fie releu. Încă se mai văd ceva voi cu zăpadă pe ele. Frumos și pe aici. Ce pot să spun? Ca de altfel mai prin toți Carpații. Aici trebuie să miști camera foarte încet, altfel nu se vede, nu se distinge. Nu dă bine în cadru, vorba vie. Vorba cineaștilor. Și am făcut și o panoramă de 360 de grade. Da, foarte fain. Și am ajuns și pe vârful Piatra Mare. Aici este indicatorul oficial, 1844. Clubul de turism montan, prieteni pe munte. Foarte frumos.
Cam așa se vede și privește de pe aici. Asemănătoare cu cea... Da, uitați ce prăpastie pe aici. Vreau să spun că mi-am luat o jucărie nouă care măsoară viteza vântului și arată și temperatura. Căutam un model care să aibă și temperatura pentru că multe dintre ele nu au și temperatura, au numai pentru măsurarea vitezei. Acum arată temperatura 19,2 grade și, după cum vedeți, 0 km pe oră vânt, așadar nu bate vântul absolut deloc aici. Absolut deloc, deloc, deloc. Când am mai venit alte dății, cam vâjia pe aici. 19 grade mai scade pentru că a fost ținut în rucsac și e cald. A fost, s-a încălzit, acum se răcește. E un pic răcoare aici pe vârf, față de cabană. Și nici nu mai bate soarele. Așadar, să vă tot fie 18 grade. Da, foarte fain. Am lăsat în urmă vârful, au mai venit câțiva turiști. Vreau să spun că, uitându-mă pe hartă, e posibil ca acolo să fie predealul. Acolo ar trebui să ajung. Apoi, clăbucetul Taurului, mai în depărtare clăbucetul Azugii. Din ce am văzut eu pe hartă, Neamțului ar trebui să fie mai în stânga și în față ar trebui să fie Baiul. Și mă rog, omul care e în depărtare, e în ori acum. Și l-am lăsat în urmă pentru că practic trebuie să mă întorc din nou la semnul de unde am filmat anterior, unde nu se vedea bine. Ar trebui să ajung undeva în dreptul stânii acelea, probabil. Sper să nu am probleme cu câinii. Ia uita ce frumos, ce frumos se lasă soarele pe pajiște. O frumusețe. Așadar, de la acest stâlp, în dreapta, se văd stâlpii pentru cruce roșie, foarte utile iarna și pe timp de ceață, eventual. Sper eu, maxim 2 ore jumate, 3 ore maxim, ar trebui să ajung, pentru că altfel pierd trenul. Bine, ideea coborârii din predeal tocmai asta și este, în cazul în care pierzi trenul la care vrei să ajungi, mai vin altele. Asta ar fi singura chestie, de-aia aș vrea să cobor în predeal. Acum pe jos văd că mai sunt ceva excremente, nu știu dacă e de la urs sau de la altceva, pentru că este o stână în apropiere și... da. Oricum e riscant, ce pot să spun, n-am ce să zic, dar o să fac un risc, oarecum. Și tind să cred că nu e de la urs, pentru că sunt foarte multe pe aici, unul pe acolo, unul pe acolo, unul pe acolo. Așadar, posibil să fie de pe la capre, oi, ceva de genul. Da, uite, și altul pe aici, ursul nu lasă atât de multe urme. Și la unul din stâlpuri, la următorul, se vede stâna din Pietricica, o jumătate de oră, sau nu știu ce scrie acolo, iarna nu se recomandă, spre Cascada Tamina, o oră și jumate. Numai că eu nu vreau să merg spre Cascada Tamina, eu vreau să merg spre predeal, așadar încă n-am indicator de predeal. De altfel, aici se merge pe Cruce Roșie, după care, la un moment dat, a trebuit să merg pe Banda Albastră, ceva de genul acesta. Deci, să schimb traseul. Așadar, traseul nu mă iartă, mă duce înspre stână.
prima stână, probabil, cine știe, dacă vor mai fi și altele. Ia uitați cum, ce frumos se văd razele soarelui printre nori. Iar în dreapta se vede Postăvarul. Și cam ăștia nunții care se vede pe aici. Da, Ciuca și Postăvarul. Ah, și să nu uităm Perla, care o îndrăgește și toată lumea, Piatra Craiului. Se vede în depărtare. Bucegii, Baiului, Neamțului, cam asta se privește de pe aici, foarte frumos. V-am spus, nu bate absolut deloc vântul. Când n-am mai venit pe aici, și iar n-am venit pe aici, sincer. Un vânt, aoleu, să te spulbere, să te... Da, și contează să nu bată vântul, mai ales la înaintare. Dacă ar fi, să zicem, din spate vântul, hai să zici că te ajută, dacă mergi cu vântul din față, mai e greu. Și până în stână aviz amatorilor care vor să vină iarna pe aici, în noaptea de 2 a 11-a 1974, răpusă de fric și viscol, studentă la conservator. Deci vă dați seama, da, noiembrie, deci 2 a 11 ar veni noiembrie, la început de noiembrie a fost fric și viscol. Ce-o fi căutat pe aici cu cortul, cine știe, să doarmă la stână? N-a venit sau a prins o noapte, na, cine știe, pe traseu, în noiembrie, că noiembrie este ziua mai scurtă, o fi vrut să ajungă în predeal la fel cum vreau și eu acum să ajung, nu mai fi putut și, da, cine știe care a fost cauza. Deci vă dați seama, tragedie și uite, na, Piatra Mare, zici că nu e pericol. Dar nu se știe, na, fulgere, viscole, ceață, te rătăcești pe aici. Vreau să spun că e liniște aici la stână și asta din cauza faptului că oile au plecat înspre vârful Piatra Mare, le văzuse pe acolo când am plecat. Aici, spre Cascada Tamina și Timișul de sus, pe banda albastră, în jos, chestia că nu prea mă avantajează Timișul de sus, pentru că vreau un predeal și mai e cruce roșie undeva în stânga sau în direcția aceea. O să mă uit pe hartă să văd care traseu e ok. Așa se vede și Piatra Mare de aici, de la stâlp, de la indicatorul acesta. M-am uitat pe hartă. Trebuie să merg înspre Crucea Roșie și la un moment dat să fac dreapta, deci nu țin Crucea Roșie decât o porțiune scurtă de timp, după care iarăși mă duce înspre banda albastră, probabil. Acum să văd cât de circulat e drumul pe aici, pentru că am ca rămas singur. Majoritatea oamenilor vin cu mașina, merg până la canionul, unii alții se întorc, alții merg până la, și mai sus, pe la piatră. Și... na. Puținii o iau înspre predeal sau ajung. Cei care... De fapt, cei dimineață care au venit cu trenul, era bine de știut care era planul lor, pe unde, ce și cum o luau. Eu am optat pentru predeal. Mă întâmpină și o săgeată la stânga, pe jos. Posibil o coborare destul de abruptă, cine știe, la fel cum am urcat. Dar o să văd. Momentan văd că e liniște pe aici. E bine că au plecat oile seara să pască iarbă și au luat și câinii după ele. Ca să mă lase pe mine în pace, să-mi văd de treabă. Dacă nu am nici urs, atunci voi fi și mai fericit.
A început ușor să picure? Sau e o... izvor pe aici? Nu, picură, că se aude pe... se aude pe frunze de la nor. Dar e bine că picură și nu-i dă mai tare. Iarăși, e bine să te uiți aici, să construiți alta, să te uiți după semne. Abia un semn acolo, de cruce roșie, și mai erau unde pe la stâncile alea, pietre. Și dar drept înainte. Și se vede și marcajul de triunghi albastru. Și nu mai am mult și ajung și la un indicator care ar trebui să fie comun o porțiune de drum, după care să fac undeva la dreapta. Hai să văd ce zice pe aici, dacă mai zice ceva. Uitați și dumneavoastră ce ruginit e de văză. Deci vă dați seama de când n-am mai... dacă n-au mai trecut oameni pe aici, n-abia dacă se distinge. Atât de sălbatic e pe aici. A, uite, pe asta scrie. Spre stâna Pietricica, dar nu vreau spre stâna. Nu știu unde e stâna asta, Pietricica. Dacă n-am mai fost pe aici, habar n-am. Ia uite așa floricere frumoase. Frumoase, frumoase. Am mișcat cam brusc camera pentru că o țin încărcat și am cablu în ea. Da, mă descurc și eu cum pot. V-am mai spus să o fac mai mult pentru mine, să am și dacă mai este util și altora, cu atât mai mult mă bucur. Ce frumos cântă, Pupauaj Mama. Iarăși am ajuns la o săgeată, la stânga, cruce roșie, triunghi albastru, iarăși indicatoare. Apropo de traseu, traseul ăsta face parte din ce am văzut eu, din drumul pan-european E8. Așadar ar fi trebuit să fie super giugiucă amenajat, cu indicatoare frumos, nu bălării. Asociația Friedrich de Obel, ok? Spre cabana Piatra Mare, ok? Și în sfârșit un indicator de predeal. Cabana Susai, 2:45, cabana Ciorlea, 3:00, nu știu unde aia, dar spre predeal nu prea zice. În fine, triunghiul roșu momentan în stânga. Deci că n-am ajuns la bifurcație. Uite și un copac căzut și cu două semne pe el și un copac în picioare cu un singur semn pe el. Dovadă că au mai uitat să-l facă și pe al doilea. Dar de când nimic, e bun și unul. Pentru că la următorul copac ne întâmpină alte semne. Alte semne cu săgeți la dreapta. Mai are grijă la acest semn, nu știu pe unde e să vă spun, pentru că se face aici o bifurcație, e o cărare care duce în dreapta. Ziua, dacă ziua am probleme, dar minte noaptea, pentru că înainte nu se vede niciun marcaj, iar în jos la fel. Și ai tendința să iei în dreapta și în dreapta nu e niciun marcaj, m-am dus un pic mai încolo. Și abia mai jos, dar tot pe aici, se vede un marcaj, dar pentru urcare. Uitați-l unde e. Gata, l-am văzut. Numai că nu se vede din cauza copacului. Brădusul este mic, care e în față, crescut. Și pur și simplu nu l-am văzut. Și dacă asta s-a întâmplat ziua, da minte noaptea. Vreau să spun că tocmai a trecut un alergător pe lângă mine. N-am mai reușit să-l prind. Să-l filmez. Un pas alergător. Mă speria să-mi am crezut că... Și abordasem. Ce m-am speriat că era ursul și mi-a zis să... Păi stai liniștit că ursul nu atacă omul. Așa a zis el. Doar dacă te îndrepți tu înspre el. Așadar, un sfat
bun și pentru alții, în cazul în care se întâmplă să aveți parte de chestia asta. Și am ajuns și într-o mică păiniță, văzusem stâlpul acela cu indicatoare și mă gândeam, ia uite mă, iarăși au pus ăștia în mijlocul păiniței stâlpul, în loc să pun aici la intrare sau aproape de traseu. Și când să mă mai uit, ia uitați unde am mai pus alte stâlpuri, alte indicatoare pe copac, pe stâlp, un stâlp la înălțime, n-am mai văzut așa ceva, e prima dată când văd chestia asta. Spre cabanele Renția Susai Clăbucet, plecare, Cruce Roșie, spre cabana Piatra Mare, aia la urcare, dar la coborâre nu mai spune cât face. Și sau posibil că mai e, cred că mai ajută bifurcația aceea spre predeal, pentru că n-am treabă cu Susaiu. Ia să văd ce mai zice aici. Da, uite, predeal, peste tunel, exact ce mă interesează și pe mine, 2 ore, 2 ore jumate, exact cât mai am până la tren, 2 ore mai am. Ar trebui să scurtez la 2 ore, pe punctul albastru. Așadar, pe aici ați drumul, prin Bălării, ceea ce nu-mi place deloc, pentru că nu prea e circulat, tot înspre Susai e mai lejer. No. Predeal peste tunel, 2 ore, 2 ore jumate. Îți vine să mai e pe aici? Parcă nu-ți mai vine. Deși văd că a fost călcat pe aici. Dar dacă nu-i potecă, uite și un buștean căzut. A, ba da, se face potecă. Dar se poteca e mai jos. Pentru că așa e treaba. Dacă pui stâlpul în mijlocul... În mijlocul... Da, uite de unde vine poteca, de la marcajul acela, vine pe aici și se duce, o ia spre predeal, peste tunel, 2 ore. Da, și poteca asta pare mai ok. Vă cam și marcaj în față, hai să vedem. Măi, dar e fain pe aici, ia uitați ce potecă frumoasă, wow! Ce mă speriasem, a zis, ia să vezi că îl iau în Bălării. Și trebuie să mă îndrept către Susai, că încolo, ia uitați ce potecă frumoasă am eu pe aici. Vedeți ce înseamnă... Oh, și niște urme de copite pe jos. Sunt copite. Ok. Da, fain. Ia uitați, plimbare prin pădure. Și nu m-am bucurat eu prea mult, dar vreau să spun că chiar am dat-o în Bălării. Pentru că abia se distinge poteca pe aici. Se vede oare care urmă, dar noaptea foarte greu distingi. Pentru că nu mai sunt stâlpi și nu mai sunt nici copaci. Am avut tendința să o iau în stânga unde sunt copacii, dar... Nu cred că e marcaj pe acolo, așa că o să continui totuși pe poteca asta. Care abia se vede. Uite, abia acum... E potecă mai ok. Da, e cu duși în tot. Asta înseamnă un traseu necirculat prea mult. Chestia e că nici marcaje multe nu prea mai sunt. Să văd pe unde duce poteca asta. La un moment dat trebuie să mă scoată pe undeva. Degeaba nu cred eu că ea a făcut-o. Ce mă interesează este să mai văd semne. Pentru că dacă pierzi semnele, înseamnă că pierzi traseul. Și dacă pierzi traseul, atunci nu e ok. Trebuie să te întorci de la ultimul semn. Am mai pățit-o eu. Dar... Iarna pe aici, sau dacă nu e niciun semn, nu prea ok. Pentru că pierzi mult timp. O să consult totuși harta să văd pe unde sunt. Am consultat harta și într-adevăr
aș fi pe traseu cu oarecare deviație și abia unde am intrat aici în păduriș m-am mai liniștit pentru că am văzut un marcaj, dar v-am spus, începuse să-mi facă un pic griji și dacă pe zi îți faci griji, ați văzut ce stufăriș era acolo. Dar mi-e trebuie noaptea sau, nu știu, ceață sau orice, în orice alte condiții mai neprielnice. Acolo trebuiau doi stâlpi frumos puși, s-au deviat traseul pe lângă copaci, nu știu ce să zic, habar n-am. Dar, na, cam te pierzi pe acolo, asta e ideea. S-au curățat traseul, nu știu ce să zic, habar n-am. Dar ceva ar trebui făcut, asta e clar. Și ce spuneam la începutul filmării de ploi, uitați cât de mult a plouat și vreau să spun că a fost, asta e a doua zi în care s-a mai zvântat. Aici văd că vine un drum din stânga și unul se duce în dreapta și uitându-mă pe hartă ar trebui să o iau în dreapta, deși nu prea se vede marcaj. Și de asta zicem, uitați ce cât apă pe aici. Încă nu s-a zântat de tot. Dar cu grijă și răbdare trecem munții la înaintare. Incredibil, dar mă întâmpină o săgeată la stânga aici. Să iau pe jos. Ce pot să spun, au mai fost câteva porțiuni cu stufăriș fără semnalizare, dar au urmat poteca așa bună, vedea cum era. Cam ăsta e traseul pe aici spre deal. Momentan liniște și pace. Păsărici în voie să te liniștească. Uitați, cam așa e, deci intri prin copăcei, după care iarăși dai de... se deschide iarăși traseul, acum în funcție și de cum au evoluat plantele. Și iarăși, uitați pe jos, se vede, nu știu dacă se vede pe cameră, dar dacă nu se vede, vă spun eu, e foarte umed pământul, ați văzut câtă băltoacă era acolo la intersecție și na, cam asta e, bine că nu te murdărești cine știe ce, na, vii la munte și să nu te murdărești pe picioare, adică nu se face. Și uitați, iarăși intri în... trecuse ceva. Dă-i veriță, ce trecuse? Nu, păsări. Iarăși intri în stufăriș ca în pădurile de foioase. Am văzut și ceva urme de glave pe jos, acum, na, va fi la plimbare ursul. Cine știe. Momentan e frumos, văd că a ieșit și soarele din nou. Brazii noștri aur poartă. Auziți? Se aude ceva pe lângă păsările. Auziți că am un fel de lătrat. Ia auziți. Mare ciufi. Știe careva? Poți pare un pui, dar un pui de ce? Sau adult, cine știe. Și am ajuns și la o săgeată foarte frumos vopsită, se vede că e nouă.
Da, și ce cu marcajele fac și ce pot, vă dați seama. Nu îi condamnă nimeni. Văd că pe aici iar se face pârâiaș și vreau să spun că se văd niște linii de electrificare pentru trenuri și vreau să spun că tocmai se aude unul. Ar fi culmea să treacă exact cum filmez eu acum. Și da, chiar trece. Ce tare! Wow! Ia să mă duc mai aproape să văd dacă îl prind. Incredibil! Ia uitați-l! Cum trece! Și a trecut. Deci, cu alte cuvinte, sunt foarte aproape de tunel. Pentru că acest traseu trece peste tunelul de cale ferată. Cât de tare! Opa, așa! Da, mi-a plăcut tura până acum. Mai am puțin și ajung și în predeal. Mai relaxat un pic pentru că mi-era frică să prin trenul pe care vreau eu să-l iau, mai ieftin, că ține după buget cu anefănică și, na, cum v-am spus, oh, uite, un merg fără carapace. Da. A ieșit și soarele, cum v-am spus, se vede. Acum pe unde o trece traseul ăsta peste tunel, nu știu, pentru că momentan mă cam apropiat și mai mult de calea ferată. Dar să văd. Sau posibil să fi trecut deja, cine știe. Pentru că ar fi bine să vedeți, iarăși mă bagă prin bălării. Ar fi bine să fie niște marcaje, bă, da, ei sunt. Și culmea, sunt pe stâlpii de electrificare. Înseamnă că mă ia pe lângă linia de cale ferată traseul. Acum, pentru cei care, nu știu, ați avea un plan să porniți din predeal, pentru că m-am gândit și la varianta asta, să zicem că ajungeți aici la stâlpul ăsta magnific cu săgețile stânga-dreapta. Și în dreapta, înspre Piatra Mare, ideea, acolo am coborât eu, ideea e că nu prea se vede marcaj. Aici e buba, acolo trebuia să punem aici la intrarea pe traseu, că pe acolo e poteca, bine. Și mă refer aici, să zicem, și iarna. Hai să zici, vara mai vezi poteca, dar iarna sau când e acoperită poteca, nu ai marcaj sus, un băț acolo, mai aproape, să arate direcția. Băi, pe aici e traseu. Altfel, da, stai să cauți după aceea după el. Acum să văd pe unde o iau, către pe predeal. Bineînțeles că pot să iau și pe linia de care ferate și chiar am să fac asta. Mai, exact ca în filmele americane sau și românești, când ne-am luat și noi după americani. Dar stați să văd cum ajung eu acolo, ca să o fac și pe asta. O dată în viață merită să faci și chestia asta pe aici. Nu știu pe unde să iau. E așa de bălării pe aici, incredibil. Ar fi o variantă pe aici, da. Da, e ok. Uite și o pârle pe aici, mamă. Și am ajuns și pe calea ferată. Ah, și tunelul, uitați tunelul. Tocmai a ieșit din tunel. Acolo e tunelul. Descurs pe munte, merge aventuros pe calea ferată. Să nu vă uitați să-mi dați vreo amendă, că nu mai fac videouri. În orice caz, eu ar trebui să iau în stânga. Oricum nu se aude nimic, asta e după direcția trenului, pentru că aici circulă un singur fir. Este direcția înspre Brașov. Și se aud trenurile când. Și vreau să spun că m-am întors
în principal. Problema e că se face aici o mică cărare. Exact, se vede, nu prea se vede pe cameră. Unde merg acum, care dă tocmai în se vede și punctul albastru pe sâl, care dă tocmai în linia de care e ferată. Deci, într-un fel sau altul, tot pe aici mă duce traseul. Se merge pe linia de cale ferată, practic, pentru că aveam impresia că se face un traseu pe acolo, pe lângă linia de cale ferată. Mi se pare un pic cam periculos pe aici. Și la un moment dat trebuie să fac stânga undeva, dar aștept abia aici se mai vede o cărare. Trebuie să fac stânga și că altfel ce fac? Mă duc în tunel? Tunelul e aproape. De-aia zic, undeva trebuie să fac stânga și din păcate nu-i marcaș. Nu-i marcaș și nu e bine. Pentru că aici sunt tot felul de bălării. Dar da, se vede potecă, într-adevăr. Ceea ce mă bucură un pic. Acum să văd cât de bună este poteca și dacă găsesc vreun marcaș. Da, am găsit unul, dar e mai departe, rău. Uite, uitați-mi asta, sunt podele pe aici, din astea, nu podele, de la, sau, nu, aici a fost, vă spun ce a fost aici, aici a fost un podeț care s-a dărâmat de la viitură și a căzut, pentru că treci un păriaș, cine știe ce a fost pe acolo. Și abia acum, e bine, deci s-a mai plimbat lumea pe aici, din moment ce, uitați-vă dumneavoastră câte bălăriți pe aici. Deci că ești în junglă aici, incredibil. Jungla din Bucegi. Abia aici am și destul de bine marcat, vedeți ce frumos arată. Cu punct albastru. Vopsea nouă, cine știe când ar fi venit pe aici. Sau probabil cei cu marcajul, da. Cei cu marcajul s-au și făcut curățenie. Asta s-a întâmplat. Cei cu marcajul de-au vopsit pe aici, că se vede că e vopsea nouă, au trasat și cărarea. Acum văd că iarăși mă apropie un pic de calea ferată. Acum să vedem. Iarăși mă bagă sau nu mă bagă? Mă apropie un pic mai mult, dar... Da, uite, și mai e un punct sus pe copacul acela. Wow! Cine știe cine o fi venit pe aici cu remarcare? Ce asociație? Haideți, mă, să facem și noi traseul ăla, că trece de scurs pe munte după aceea, după noi, și nu știe pe unde să treacă. Să facem și noi curățenie și bine au făcut. Le mulțumesc pe această cale. Altfel, na, vedeți și noastră ce e pe aici. Chiar mă simt în junglă, incredibil. Junglă. Dacă m-am prins, știți ce ar fi fost fain, dar na, asta e. Să fi prins trenul când iese din tunel, asta era fain. Dar nici nu se vede bine de aici, din unghiul ăsta, trebuie să cobori tot un pic jos. Altfel, calea ferată, na. Cam așa se vede de aici. Pentru că e peste tunel. Da, te mai iau să jetă pe aici. Da, au încercat să marcheze traseul către predeal, dar nu e circulat absolut deloc. Te rătăcești pe aici. E clară treaba.
Na, că tot am prins unul. Nu m-am lăsat. Mai înaintasem ce ne înteasem, stufărișul ăsta, după care am auzit în ceva. Și mi-am dat seama imediat, ca la metrou. Când se aude când vine metroul, am întors repede și l-am prins. Asta e. Și când credeam că scap și eu de păraie și nămoale, noroaie, ia uitați ce mă așteaptă pe aici. Trebuie să traversez păraiașul ăsta ca să ajung pe acolo și pe aceea să iau pe sus, către predeal. Am ajuns și la un indicator care spune la stânga, vreau să spun că am pierdut trenul, cu părere de rău. Trenul la care vreau eu să ajungă la mai ieftin. Trebuie să iau un interregiu ceva. Și asta din cauza faptului că am tot urcat, vreau să spun. De la calea ferată urci de nebun. Și m-a cam rupt pe ultima 100 de metri pentru că sunt un pic obosit, istovit. Traseul are aproximativ 20 de kilometri ca lungime. Diferență de nivel destul de măricică, 1,4 km. Și te cam epuizează un pic, ce pot să spun. Și la ce frumusețe e în jur, e bine să aveți grijă pe unde călcați, pentru că la un moment dat nu-mi dau seama, dar posibil să fie un excrement de urs. Uitați voastră ce a mâncat porumb cu ceva verde, s-o fi stricat săracul la stomac. Sau o fi aruncat cineva, deci nu cred că ar fi aruncat cineva așa ceva. Pare lăsat de un animal. Așadar, cine știe, o fi intrat, mai sunt urși care intră prin gospodării, iau de mâncare. S-a întâmplat un caz, nu știu, pe la nu știu ce cabană. Zilele trecute au spart, iar la altul ia mâncarea de prin frigider, săracul, și ce bucătărie ultramodernă avea. Normal, da. Investești în cabane, câștigi la oraș, investești în cabană, vine ursul, pe ăla n-are niciun ban. Ăla nu ține cont de bani, ăla ține cont de stomac, că e foame. Tu ești multimiliardar și investești în cabane și ca să petreci bine și în lux, în natură, și vine ursul și îți strică șandamaua. Cam asta e treaba. Din păcate sunt unii oameni care au uitat ce e aia natură și acei oameni strică inconștient și nu știu ce vom lăsa în urma noastră. Pământul se va reface, a trecut el prin atâtea cataclisme, omul probabil o să fie cel mai minor, dar și legat de păduri, nu știu cine mai zicea, cineva, să, că avem, uitați câtă pădure avem de unde tăia. Păi ai de unde tăia acum, dacă o tăi pe toată, nu o să mai ai după aceea de unde tăia. Cum s-a întâmplat prin alte cazuri, alte țări. Da, cam asta e pe aici, peisajul, spre predeal. Uitați cum arată probabil ultimul podeț, cum ar fi trebuit să arate și în dreptul tunelului, să traverseze jungla din Bucegi, jungla bucegiană, ca să fim și noi în ton cu junglele din America de Sud și din Asia. Frumos și pe acolo, ce pot să spun, în America de Sud. Aș vrea să ajung pe un Aconcagua și ce mai e pe acolo, dar caut partenere, pentru că de unul singur, mă bătea gândul și de unul singur, dar e un pic cam riscant, n-ai și tu să schimbi o vorbă. Ar mai fi varianta cu, mai sunt unii care
organizează așa zise excursii, dar nu-mi dau seama dacă e mai convenabil sau nu. Și te cam, cum să spun, te simți ca turistul, adică ai 12 zile, pachet, cumperi pachet. Știi? Nu te simți ca un traveler, ca să zic așa. Și să, nu știu, să-ți permiți în loc de, nu știu, 2 săptămâni să stai 3 în aceiași bani, ceva de genul ăsta. Sau, nu știu, să mai vrei să faci și altceva, ceva de genul. Sau să faci cele din pachet și, nu știu, extra, habar n-am. Dar e doar un vis momentan. Mai am și alte planuri, dar țin de mai mulți factori, din păcate. Nu poți să le faci pe toate în viață. Unii reușesc, alții nu. Fiecare după posibilități. Coane, fănică! Și am ajuns în sfârșit și în drumul forestier. De lângă predeal, care pe aici ce indicatorul mai zice. Spre vârful Piatra Mare, prin Timișul Sec, 4 ore. Ok? 4 ore, eu aș zice un 5. 4 spre 5, cine știe. Stânga-dreapta. Banda roșie cu crucea roșie. O grămadă de trasee. Punctul albastru pe unde am venit. Și pe care îl voi urma în continuare, dar să văd pe unde mai e. Ah, uite la acolo, pe stâlp, pe copac, alături de ceilalți doi. Celelalte două semne, ca să fiu și eu mai corect. Vreau să spun că tocmai se auzise semnalul trenului. Am întârziat cam cu vreo, nu știu, 20 de minute. Pentru 20 de minute, uite că pierzi trenul, dar nu-mi pare rău, am luat o pauză pe vârf, eu de obicei mie îmi place să iau pauzele pe vârf, sus dacă e vremea frumoasă, dacă nu, în altă parte. La cabana ați văzut, în fine, atunci când am, cum 4-5 ani, nu știu de când au deschis fereastra acolo în lateral, era cam aglomerat, trebuia să intri înăuntru, să ceri o ciorbă, cine vroia. Acum văd că vara au pus la fereastră acolo, cu prețurile, posibil să aibă și cazare. S-au mai modernizat oamenii, foarte frumos, cred că sunt niște, ziceți, maghiari probabil, cei care dețin cabana, vorbesc maghiara, posibil. De altfel, imediat cum treci predealul, mă rog, Brașov, se știe, Covazna e aproape, Arghita. Și ia să vede pe unde iau. Văd și un stâlp pe jos. Cam asta a fost pe ziua de azi. Mi-a plăcut traseul. Nu mai făcusem, în special la a doua jumătate. Mai coborusem spre Tamina, posibil, nu știu. Nu mai sunt sigur când am mai fost o dată cu cineva. Dar pe aici, înspre predeal, l-am avut eu neapărat înspre predeal, pentru că, v-am spus, am vrut să văd ce și cum. 20 de kilometri e ceva de demers. Iar iarna, foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu. Bine, dacă ai antrenament, ați văzut, erau oameni care aleargă. N-am nicio treabă. Ce frumos cânta. Hai mă, nu mai cânti. Nu mai cânta. Și am ajuns și la indicatorul către cabana Susai, în fine, pe banda roșie, deși sunt mai multe trasee pe aici, am ajutat la mai multe marcaje, mai multe indicații, zonă frecventată de urși, bineînțeles, și alte animale sălbatice.
care au fi fost acelea. Cam așa arată pe aici prima intrare în, sau ultima intrare în, în, probabil un complex aici de hotelier, cine știe. Și n-am mai mers mult de la acel panou și am dat peste acesta din urmă, care arată și tipurile de labă ale ursului, urme pe care le lasă. Uite ce zice aici, un urs rănit de om este un urs condamnat la moarte. Asta se știa. Ursul brun. Acum nu-mi dau seama dacă e același tip, pentru că posibil aici să fie labele din spate și acestea labele din față. Același urs. Ia uitați ce frumos se vede de aici creasta colții Morarului. Creasta Morarului e următoarea, în dreapta. E clară treaba. Ce așa greu? Am mai discutat într-un alt videoclip. Prima e Morarului, următoarea e Morarului. Da, chiar că se vede frumos. O frumusețe. Wow, ce cadru frumos! Da, oamenii au ieșit la promenadă, e seara aici, în predeal. Vile cât cuprinde. Care mai de care mai somptuoase. Și am ajuns și în gara noastră scumpă, predeal, Penserat. Vreau să spun că la limită iau ultimul tren care duce spre București. Așa e viața, frumoasă. Și cam atât. De scurs pe munte, vă dorește să aveți parte de ture faine și să ne revedem cu bine și data viitoare. Pa, pa!